Sunt sigură că foarte multe persoane își doresc să vadă cum arată Malaga de Crăciun, așa că hai să facem un get ready with me rapid, rapid, rapid. Voi face o probă și anume voi aplica setting spray înainte de machiaj, în timpul machiajului și după machiaj. Se presupune că așa îți rezistă mai bine machiajul. Primer. Am pus destul de mult, deoarece îmi simt tenul destul de uscat și pentru că am foarte multe coșuri și o să aplic concealer pe aproape toată fața. Bine, de fapt doar în partea asta de aici de jos, nu știu de ce nu mai între coșurile astea odată, dar m-am resemnat, mă interesează, nu mai-mi pasă, se vor ocupri cu make-up, mai departe, I really don't give up. Dacă tot suntem la capitolul coșuri, vă sfătuiesc să nu aplicați concealer pe coșuri direct cu aplicatorul, deoarece veți pune toți microbii acolo. În schimb, luați o pensulă curată. Pensulele pentru produsele cremoase trebuie spălate după fiecare utilizare și luați produs de pe mână, tapotați peste tot. Da, știu, se acoperă mai bine dacă punem direct pe coș și blenduim doar marginile, dar nu mai facem asta pentru că nu vrem să ne apară și mai multe coșuri. Și am observat că într-un video mi se vedeau destul de multe coșuri în zona aceasta, deși aveam fund de ten aplicat, concealer, toate cele. Ideea e că în ziua aia nu cred că am ieșit din casă și m-am machiat doar de dragul contentului, iar eu atunci când m-am machiat doar de dragul contentului sau pentru TikTok, de cele mai multe ori, nu aplic fond de ten pe gât și nici nu mă chinui să acopăr coșurile acestea pentru că încerc să aplic mai puțin produs pe dumnealor. Și practic da, aveam eu atât de multe coșuri neacoperite pentru că atunci când filmez pentru TikTok și stau cu fața înainte, stau un pic așa în profil, nu prea se vede ce am eu pe aici și pe aici. Nu am gândit niciodată arăt bârbă. Da, mi se usucă următorul ăsta de spray, spray, spray. Vreau să mai încerc ceva, nu știu ce să încerc. Nu știu dacă o să pot să mă abțin să nu le mănânc pe amândouă. O să încercăm gura cu bubblegum și probabil puțin mai târziu vom mânca și papiul cu ciocolată și banană, tot în cadrul acestui clip. O să vă arăt pas cu pas machiajul. N-ai cum. Nici n-ai cum așa ceva. Chestia asta e demențială. Wow. Setting spray din nou. Mama, urăsc sentimentul ăsta. Fix cum să zic că încep să mă obișnuiesc. Am setat tenul cu pudră. Din nou spray de fixare. Deci dacă machiajul meu se mișcă vreun pic până mă întorc acasă, cred că nebunesc. Și slavă Domnului, mi-am găsit momentul perfect să testez acest spray pentru că o să fie o noapte lungă. But the way, what is going on? I hate it. Mi-a venit o idee nouă pentru fundal, dar nu știu că nu o să o pun în practică. Pauză de dulce, again, pentru că asta e prima pauză. Această ciocolată este în formă de usuieț, arată puțin straniu pentru că până la urmă urmei a suferit un transport lung. Mamă, cât de interesantă e! Nu este ca bananele acelea obișnuite învelite în ciocolată. Are cremă de banane. Bronzer, blush și sprâncene mai târziu și sunt foarte curioasă dacă această tehnică îmi va face machiajul să reziste mai bine. Am uitat să dau și cu far pe sprâncene, deci cred că o să mai vin cu un concentrat de spray de fixare. Nothing too crazy with the eyes, am aplicat acest highlighter de la Jeffree Star pe întreaga ploapă în forma care se observă. Atât am aplicat, doar asta. Puțin far verde din paleta de la NYX, cel deschis și pe ploapa inferioară și cred că o să-l combin cu niște galben pentru că aș vrea ceva mai deschis. Now we're talking, baby. Am zis că mai dau o tură după ce îmi fac sprâncene, dar m-am gândit că ar fi o idee bună să aștept până termin eye look-ul. Mascara și buze mai târziu. Și habar nu am cu ce să mă îmbrac. Adică am niște idei, dar nu știu ce să aleg. A few moments later avem aceste codițe împletite. Avem și cercei și a venit momentul să probăm niște chestii. Ok, n-am mai filmat nimic pentru că mi-am dat seama că îmi expiră cartela, îmi expiră, cum îi zice, extra opțiunea pentru cartela din Spania și am luat-o la fugă. Hai să vedem cum e acest Airways verde, parcă nu e așa mentolat. Ba da, e mentolat și ăsta. Nu am mai probat nimic pentru că mi-a fost lene, am făcut un outfit în jurul acestui top. Și noroc că am primit mesaj de la Digi că mâine mi se reactivează extra opțiunea dacă am credit și n-am. Nu cred, cred că prind deschis.
ei. De obicei aici se închid ca toate chestiile pe la 8. Ok, haideți să vedem parculețul. Pe partea stângă avem prima serie de terase și în partea aia, fix după acest parculeț, începe centrul din Malaga. E, v-am zis sau nu v-am zis că arată super ultra mega drăguț acest parculeț? V-am zis eu într-un clip. Este efectiv magic. Și am uitat să mai filmez pentru YouTube. Am făcut și niște poze, niște Insta story-uri, dar ați înțeles voi ideea. E plin de luminițe aici. Avem castelul Alcazaba, iar aici este intrarea în centru. Absolut toate străduțele au luminițe. Și stați să vedeți cât de drăguț este acolo. Tada! Nu știu ce este aici, dar arată foarte drăguț. Cred că e un hotel. Câteva poze pentru Instagram mai târziu. Iar această zonă zici că e ca atunci când s-au aprins luminițele, uitați în brad. E super ultra mega aglomerat. Și restaurantul acesta decorat foarte drăguț. Aici e mereu haos, așteaptă foarte multă lume să intre la acest restaurant, care nici măcar nu mi se pare such a big deal. And the magic happens there. Oh, wow, pe străduța asta nu prea e nimic, avem și un om cu o pălărie foarte funky. Este cald! Aici este prima răscruce mai mare de drumuri. În partea aia sunt cluburi și în partea aceea. Sau, mă rog, pe străzile astea am luat-o eu când am mers în club. Sunt sigură că sunt foarte multe cluburi peste tot. Haideți să încercăm să nu filmăm chiar toate fețele tuturor oamenilor. Barul ăsta, ci că este destul de faimos. I don't get why, nu prea îmi place cum au așezat mesele. Dar pot să zic că au copiluri destul de tari. Avem acolo și catedrala. Sper că se aude ce vorbesc eu aici cu tot zgomotul de pe fundal. Dar lăsăm catedrala în urmă și mergem pe strada aceea cu globulețe. Am ajuns la globulețe și mi se pare foarte interesant contrast dintre decorațiunile de Crăciun și palmieri. După ce dăm colțul, o să vedem și mai multe globulețe. Nu înțeleg de ce e atât de aglomerat, nici măcar nu e weekend. Avem luminițe și acolo, însă de pe strada aceea o să vedem ceva foarte frumos. Și anume un brad auriu, nu ca auriu, foarte auriu, a prins tot. Ia, 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 wait for it. Ta-da! Ta-na-na! S-a mai băgat cineva în cadru, hai să treacă blondele. Hai să treacă blondele, gata, ta-da! How nice is it? Avem pe fundaș un boschetar care cântă la ceva. Dar trecem peste și ne îndreptăm către brad. Doamne, trebuie să mă uit în cameră. Nu vreau să știu cât de ciudat au arătat ochii mei când am zis brad. Ia, acum au arătat oare mai bine? Și imediat după acel brad vom vedea și strada principală din centru. Așa cum am zis, majoritatea străduțelor au niște decorațiuni. Niște hamon și au și sandwich-uri aici. Mi-am luat și eu unul. Nu știu de ce mă așteptam să fie ceva excepțional. Poate pentru că aveau atâtea bucătinele de hamon atârnate acolo, dar a fost super ultra mega basic sandwich-ul. Și nu știu, chiar nu știu, nu mi-a plăcut hamonul. Opa, tot că văd ceva. Am ajuns în dreptul străzii principale și e și un steag acolo și sunt și foarte multe baloane. Aoleu, cred că e eveniment ceva și azi, nu pot să cred. M-am nimerit, cred că, să filmez în altă zi foarte importantă pentru Spania sau pentru Malaga, nu știu ce zi o fi astăzi. Dar e full! Ceva sigur se întâmplă aici, uitați pe lume! Nu pot să cred, se poate și intra în brad! This is so freaking nice! Taram! How cool is this? Okay, I need to get out from here. Avem în plaza. Am uitat cum zice. Alta de la Maluena Sana, nu, acolo e Nie. Anyways, facem abstracție și uitați cum arată portocalul acesta, cum arată de fapt acești portocali cu luminițe. Ador, efectiv ador. Plața de Constitución, așa îi spune, măi. Haideți să intrăm în tot haosul ăla din față. Deși nu știu dacă pot să fac față încă o dată la buluceala aia. O să intru puțin să fac niște clipulete și două, trei poze. Și cred că de acum vă voi atașa footage-ul filmat în ziua în care s-au aprins toate minunile astea. Pentru că nu mai am răbdare să mă împing prin haos. Cred că o să mă duc undeva să dau ceva și să-i dau play la noaptea asta. Doar nu credeți că m-am machiat doar pentru un clip pe YouTube, nu? Oficial este mai rău decât în ziua cu concertul, în ziua în care s-au aprins treburile astea. Atunci era puhoi de oameni doar până la jumătatea acestei străzi. Acum e puhoi tot centru. What's different? Those things.
Nu cred că erau aceste floricele crăciunițe. Nu cred, sunt crăciunițe. Nu cred că erau crăciunițele cu luminițele alea acolo. Avem niște candelabre. Cei de la acest hotel, nu știu dacă se numesc la fel ca și cu terasa Larios, ba da, au pus acești brăduți Larios Malaga. Aici am fost de Ziua de los Muertos. Ziua de los Muertos, hai că am combinația română și cu spaniola. Bine, asta nu se întâmplă foarte, foarte des. Ce se întâmplă destul de des este să combin engleza cu spaniola. Când vorbesc cu cineva în engleză, îmi tot vin cuvintele în spaniolă. Încerc să nu mai vorbesc engleză și să vorbesc numai în spaniolă ca să învăț limba, ca să mă obișnuiesc cu limba. Astea sunt unele persoane cu care ies care nu știu spaniola, așa că trebuie să vorbesc în engleză. Sau mai sunt momente în care mi-e lene să gândesc toată propoziția în spaniolă, așa că îi dau cu engleză și este combo. Până să dăm drumul la footage-ul din ziua cu concertul și luminițele, haideți să vedem ce se întâmplă aici. Să merg mai încolo. Cântători! Am ajuns fix unde am început video-ul tura trecută și anume în fața acestei clădiri. Așa că urmează footage-ul cu acel brăduț, dar înainte vreau să vă arăt și acel copac. Plus acești copacii. Vai, cât de drăguțe sunt floricele astea aici. Mama ar adora locul acesta de Crăciun. Uitați cât de multe sunt. Super, n-am ce altceva să spun. În ziua în care am filmat aceste cadre, nici măcar nu știam ce se întâmplă, nu știam că au fost aprinse în ziua respectivă luminițele. Nu știam că este un concert pe strada principală din centrul vechi, acestea sunt cadrele de la concert. Am fost șocată când am văzut cât de mulți oameni erau pe toate străduțele laterale, dar mai ales pe strada principală. Era full, efectiv nu aveai pe unde să mergi, așa că eu m-am apătut de la strada principală și am luat-o pe lateral. Am ajuns din nou în dreptul acestei clădiri, acestui hotel Marriott și am mai filmat un pic, deoarece mi se părea foarte interesant, candelabrele, catedrala. Inițial îmi propusesem să filmez toate luminițele, însă vă spun sincer că nu am avut răbdare la cât de multă lume era. Eu, mă, normal, fac 10 minute din acest punct până acasă, însă am făcut, cred, jumătate de oră cu tot cu filmat și cu tot cu buhoi, brădulețul pe care l-ați mai văzut deja. Aici vă arătam că toate străduțele lăturnalnice au luminițe, am ajuns din nou la globulețe, arătam și eu frumos cu degetul în partea aia. Inițial îmi imagineam că voi face al voiceover peste acest footage, dar trecem peste pentru că între timp am mai filmat ceva. Aici avem niște îngerași cu trompete. Arată superb centrul vechi din Malaga, mai ales acum de Crăciun. Însă am fost un pic dezamăgită că în fața castelului de Casaba nu se aflau foarte multe decorațiuni, și anume doar un copac și câțiva reni. Lumea se plimbă dintr-un club în altul sau, mă rog, poate mulți se duc deja acasă. Deși este destul de vreme, e 3 și mai sunt niște cluburi în direcția aia care țin până târziu. Luminițele nu mai sunt aprinse, iar machiajul meu a rezistat mai bine ca niciodată, deci recomand din tot sufletul să aplicați setting spray înainte de machiaj și în timpul machiajului, cel puțin în momentul în care blenduiți creamy contourul. Eu am aplicat spray de fixare și după ce am aplicat concealerul și după creamy contour și după primul strat de pudră când am făcut sprâncenele, am fost deja cu partea aia și I'm amazed. Asta pot să spun. Haideți să dăm totuși un pic de zoom pe aceste decorațiuni ca să vedeți detaliile. Dacă tot le-am prins din nou stinse, am zis să filmez și pentru YouTube toate aceste detalii. Le-am mai filmat doar pentru Instagram. Ok, that's it. Ah, hai să închidem vlogul. Uitați că n-am făcut outro-ul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit în acest clip și ne vedem mâine. XOXO, Eva!